Noul sediu al Centrului Local Câmpurug Moldovenesc al Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură a fost construit în zona fostului obor din localitate. Clădirea a fost construită cu fonduri de la bugetul de stat și a fost dotată cu mobilier nou. Așa, după cum foarte bine se vede, este o clădire mare, grandioasă, construită la standarde europene, cu spații generoase pentru birouri, arhivă, loc de primire a fermierilor. În perioada imediat următoare vom începe o nouă investiție la Vatra Dornei și am avea cinstea și onoarea să vă invităm de pe acum, domnule președinte, ca peste vreo 4-5 luni să inaugurăm noul centru local de la Vatra Dornei. Prezent la festivitate, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a reproșat primarului Constantin Șerban că nu a montat indicatoare către noul sediu, acesta fiind amplasat pe o uliță laterală din municipiu. Cum o să vă găsească țăranii ăștia pe voi aici? De jumătate de oră vă caut eu. Ne-au găsit, doamna Coronel. Asta e. Deci puneți indicatoare pentru centru Apia. Nu vă găsește lumea. L-am întrebat dacă e pe strada Muncii. Pe strada de Muncii următoarea unde stau. Dar nu știu să pună indicatoare. De-aia m-am supărat. Hai că stau cu oamenii la... Vreau să vă felicit, Câmpul Lungu, pentru această investiție. Urmează Vatra Dornei. Și totodată vreau să vă atrag atenția că nu un sediu luxos este soluția, ci deplasarea dumneavoastră a salariaților către primării. Pentru că oamenii așteaptă să se stea de vorbă cu ei și la primăriile din localitățile respective. Dacă vorbim de zona Câmpul Lung, Agenția de Plăți, aici e vorba de vreo 30.000 de hectare de teren. Această agenție, deci, arondează circa 30.000 de hectare de teren și peste 7.000 de beneficiari. De-aia am cerut eu plăcuțe, pentru că dacă vine cineva, o bătrână de la Izvoarele Suceve și o să caute agenția de plăți, o să pățească cum am pățit eu azi, că n-am găsit-o. Și aș ruga să vă faceți până la capăt treaba ca să nimerească oamenii agenția de plăți. Șeful administrației județene a anunțat că în acest an, în județul nostru, au intrat 40 de milioane de euro din subvenții și a sfătuit pe fermieri să investească banii în agricultură. Anul acesta, aproape 40 de milioane de euro s-au primit... se derulează prin Agenția de Plăți Suceava. Asta ce înseamnă? Avantajul aderării României la Uniunea Europeană. În jur de 210.000 hectare de teren sunt finanțate pe bani europeni. La câmpie în jur de 130 de euro hectarul, iar la munte, și pentru că suntem la munte, vreau să punctez. Sprijinul pe suprafață astăzi în zona de munte ajunge la 360-370 de euro pe hectar. Deci facem un calcul, sprijinul pe care îl primește un proprietar de la Sadova, de la Pojorâta, de la Câmpul Lung astăzi, de la Uniunea Europeană ajunge la 370 de euro pe hectar. Dacă tot primesc bani europeni, am spus-o, poate deranjează ce spun eu. Nu trebuie cununat și botezat cu subvenția de la Uniunea Europeană, ci trebuie investit înapoi în agricultură, pentru că ne pare rău peste câțiva ani. Competiția este dură. Ca să vinzi produse de calitate, trebuie să ai animale de rasă, trebuie să ai hrană, trebuie să ai fânețe bine întreținute. Și acești bani care vin, cineva trebuie să învețe pe oameni cum să investească în continuare în agricultură.